Trecută umbra legii, când darul a venit, ca precum rugul fiind aprins, nu așa fecioară, ai născut și fecioară ai rămas. În locul stâlpului celui de foc a răsărit soarele dreptății, în locul lui Moise Hristos, mântuirea suflet. Lumină lină a Sfintei slave, a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului, Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pre Tatăl, pre Fiul și pre în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață pentru acea lumea te mărește, te mărește. Să luăm aminte, pace tuturor și viază Dumnezeu risipindu-se vrăjmașii lui și fugind de la fața lui toți cei ce-l urăsc pe dânsul, paștile cele sfințite astăzi nu s-a arătat.
Paștile cele nouă și sfinte, Paștile cele de taină, Paștile cele prea cinstite, Paștile Hristos izbăvitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile raiului, Paștile cele ce sfințesc pe toți credincioșii. Și acum și pururea și în vecii vecii lor. Amin. Ziua învierii
care simbolizează viața omului până în momentul în care ajunge în fața dreptului judecător. Căci învierea lui Hristos trebuie să devină pentru fiecare dintre noi învierea noastră. Și de aceea, la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, atunci când noi scriem numele noastre pe pomenice și numele celor adormiți, în altar, la această taină se săvârșește proscomidia sau îndoiala în care se pomenesc pomenicele și se scot firmituri sau mirite, atât pentru cei vii, în care vă rugați și ne rugăm împreună pentru sănătate, pentru ajutor, pentru spor în viață, însă alături de noi, pe Sfântul Disc, în fața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îi avem și pe cei care au adormit, pe cei pe care îi iubim, pentru cei care ne rugăm și săvârșim Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Și iată de aceea, în Sfânta Liturghie suntem toți în fața lui Hristos, cei care au rămas și care nădăjduim în învierea lui Hristos și cei care au adormit, care au plecat dintre noi. De aceea am zis la începutul cuvântului că învierea lui Hristos, dacă nu a devenit încă, trebuie să devină pentru noi și învierea noastră. Pentru că dacă Hristos nu ar fi înviat, zadarnic ar fi căutarea noastră, zadarnic ar fi credința noastră. Iată că în această noapte binecuvântată care a trecut, ați urcat fiecare sau ați mers la bisericuțile, la mănăstirile la care v-a încredințat Măicuța Domnului Pașii și a luat Sfânta Lumină. Această lumină care din mila și ajutorul lui Dumnezeu s-a băgurit și în anul acesta la Sfântul Mormânt. Însă această lumină pe care noi primim, lumina materială, trebuie să o transpunem în sufletele noastre ca lumină spirituală. Pentru ca lumina lui Hristos să ne lumineze viețile fiecăruia dintre noi. Și cum primim noi oare lumina lui Hristos? Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel despre roada care vine de la Duhul Sfânt. Căci roada Duhului este dragostea. Lumina lui Hristos o primim prin dragoste, prin bucurie, prin pace, prin îndelungă răbdare, prin credință, prin nădejde. Iată, în acest fel, noi îl primim pe Hristos, însă un lucru foarte important, Hristos este în Cel de lângă noi, în Cel care nu are, poate, o haină, în Cel care nu are ce să mănânce, în Cel care este orfan. Că spune Cuvântul lui Dumnezeu că a fost străin, a fost însetat, a fost gol și mi-ați dat. Sau Doamne ferește să nu răspundem că nu mi-ați dat, să nu spunem lui Hristos că nu mi-ați dat, să nu i-am dat. De aceea, această lumină trebuie să intre în sufletele, în ființa noastră și să ne călăuzească viața. Nu doar în noaptea de înviere, pentru că învierea lui Hristos, în afară de noaptea de înviere, o sărbătorim în fiecare duminică. Duminica este ziua în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a înviat pentru mântuirea neamului creștinesc. Moment și loc binecuvântat aici, în dealul mare a Mănăstirii Hadârgul, unde pelerinii urcă cu credință și cu dragoste, unde Maica Domnului a binecuvântat că acum 29 de ani, Preacuviosul Părintele nostru Stareț a comandit un Nicodim să vină aici, în acest loc, în acest loc în care odinioară era pustiu și iată prin credință și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binecuvântarea Maicii Domnului, acest loc devine pentru noi un rai de taină. Locul în care ne odihnim atât sufletește, dar trebuie să recunoaștem că este locul în care ne odihnim și trupește.
pentru că tu timp, zi de zi, săptămână de săptămână, și uneori simțim această nevoie, simțim acest dor, parte de a evada, de a merge și a-i spune Maicii Domnului durerile noastre și bucuriile noastre, dar parcă simțim nevoia această trupească, această nevoie trupească care ne apasă și de aceea vedem că nu doar biserica este plină, ci și curtea este plină și nu este lucru rău, pentru că omul are nevoie să evadeze pentru câteva momente din această lume, din această greutate, din acest buciu pe care îl apasă pe umerii fiecăruia dintre noi. De aceea această oameni este pentru fiecare dintre dumneavoastră deschisă cu mâinile dași și ceea ce credeți că s-a realizat aici s-a făcut doar prin dragostea Părintelui Stareț pentru pereinii care urcă acest deal mare numit dealul Mănăstirii Padungu, care stau la Sfintele Slujbe, care priveghează, care nu o lasă pe Maica Domnului să rămână singur, ci înalță cântări și rugăciuni. De aceea și această zi, această sărbătoare, acest praznic împărătesc, să fie pentru fiecare dintre noi, să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră, momentul în care să ne îmbăcăm în primul rând cu noi înșine și apoi cu cei de lângă noi. Că spune una dintre rugăciunile din canonul Învierii, după ce ne îmbăcăm unii cu alții, doar așa să cântăm cu inimă curată, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Hristos a înviat! Toate saltă de bucurie, natura și toți credincioșii în acest praznic împărătesc al Învierii lui Hristos. Mulțumim preacucenii cu Părinte pentru cuvântul de învățătură rostit nouă tuturor. Părintele paroh este din aproape de mănăstire, într-un sătuc, într-un cătun, Urcița, dacă ați auzit, unde mai nou este preot nou acolo, unde nici nu are să, unde să slujească, a început o mică bisericuță din cărămidă și din când în când mai slujește și în Sfânta noastră mănăstire,